Liderul Ligii Naționale de Rugby, Polia Groiaș, nu a avut milă de nou promovat ACS Năvodari și a aplicat acestea o corecție severă. Meciul contând pentru etapa a șasea s-a desfășurat pe stadionul Legmas și s-a încheiat cu victoria ieșenilor, scor 43-0, după ce la pauză conduceau cu 22-0. Moldovenii au impresionat prin gabarit, forță, dar și prin experiență formația moldavă evoluând sezonul trecut în Superliga Națională. Deși au beneficiat de o galerie entuziastă, gazdele au părut timorate de cartea de vizită a oaspeților și au comis numeroase erori în debutul jocului. Vădit afectat de înfrângere, antrenorul dobrogenilor Cristi Husea a recunoscut cu fair play superioritatea echipei adverse. Da, a fost un meci foarte greu, o echipă bine pregătită, Polia Groiaș, care vine din primul eșalon rugbistic. Am încercat să ne adaptăm, să facem față situației, se pare că n-am reușit. Vom încerca pentru retur să ne pregătim mult mai bine. În etapa următoare, echipa din nordul litoralului se va deplasa la Galați pe terenul ultimei clasate, unde speră să obțină o victorie de moral.